Mediul de afaceri și-a însușit educația, chiar și educația timpurie, ca pe o problemă. Și, de asemenea, să identificăm soluții pe care le poate implementa mediul de afaceri cu ajutorul, cum zicea Gabi, decidentului politic, pentru că, de fapt, organizarea și finanțarea învățământului timpuriu cam dinspre această zonă vine și e dominată de implicarea publică. Eu am făcut recent o descoperire. Era o informație pe care o aveam la nivel intuitiv, dar nu știam că există și validarea ei prin studii. Și cu ajutorul suportului tehnic al Băncii Naționale o să vă arăt care este descoperirea mea. Asta ca să vedem cât de importantă este problema educației timpurii. E rezultatul unui studiu publicat de OCDE și arată care este intervalul de vârstă care e relevant pentru învățare. Dar e clar că pentru intervalul de învățare important și care, cred, încadrat în ce denumim noi educație timpurie, este undeva între 2 și 4 ani, să zicem, sau chiar mai devreme. Iată că se confirmă prin analize documentate, științifice și publicate, ceea ce noi intuiam, și anume că educația timpurie e foarte relevantă pentru performanța ulterioară a copiilor. Acum, ca să recuperez din informațiile pe care dumneavoastră le-ați primit deja, tot în studiile existente este măsurat și impactul educației timpurii la nivelul rezultatelor de la studiile PISA, adică un pas în plus față de ce spunea Măriuca. Pentru cei care urmează educație timpurie pe parcursul a 2 ani, diferența la 15 ani în testele PISA este de aproximativ 45 de puncte, iar pentru un an de educație timpurie, 20 de puncte. Ce observ eu, așa, citind, mă rog, pentru documentarea personală? Că rata de participare la nivel de educație timpurie e destul de mare în România față de rata de participare la celelalte niveluri de educație. Cel puțin statisticile arată undeva la 85%, media europeană fiind 95%, semnificativ sub media europeană, dar totuși foarte mult față de așteptările pe care le aveam eu în legătură cu aceste statistici. În ce privește organizarea, iarăși ca să mă leg de ce spuneați, perspectiva europeană este că, de fapt, toate țările europene merg în această direcție și văd că și noi urmăm tendința. O singură autoritate care guvernează toate nivelurile de învățământ, așa cum se întâmplă. Deci, iată, aici, cel puțin, ne aliniem în totalitate tendinței la nivel european.